Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Acum ne așteaptă o etapă mai complicată, alegerile parlamentare. Chiar dacă nu Ministerul de Interne le organizează, ci autoritatea electorală, Ministerului îi revine un rol foarte important de sprijin și de asigurarea ordinii și disciplinii în cadrul procesului electoral. Acest lucru trebuie să vă preocupe cel mai mult. Este vital pentru România, este vital pentru consolidarea democrației în România și este extrem de important pentru a da credibilitate procesului electoral din România ca aceste alegeri din această toamnă să se desfășoare în perfectă ordine, într-un climat de siguranță și să avem garanția că rezultatul nu este viciat în niciun fel. Vă doresc să dovediți că și în această situație și în această conjunctură, guvernul tehnocrat își face treaba așa cum a primit mandatul.